nenorocirii le dăm deoparte. După cum știți, în cadrul programului Cântec Popular Suflet din parte din sufletul satului meu, a izvorât acest grup minunat, Stic de Grâu de la Orben botezat de doamna profesor Maria Șalaru cu sprijinul părintelui Nădejde. Având în vedere perioada un pic dificilă, ținând cont de pandemie și de toate necadrurile care ne creează, că nu ne mai putem aduna, nu mai putem organiza în condiții normale repetiție și să participăm la spectacole, cu datorită doamnei profesor, s-au organizat un concurs Muguri de Fluier, da, care s-a organizat în online, la care putem spune cu bucurie și cu mare satisfacție că datorită efortului doamnei profesor, al copiilor, al părinților, că am înțeles mesajul, așa, grupul Stic de Grâu de la Orben a obținut marele trofeu. Toți copiii au fost premiați, motiv pentru care am găsit înțelegere la părintele Nădejde să venim azi în mijlocul dumneavoastră aici, să vă încântăm cu două dintre cele mai frumoase melodii ale grupului și să premiem copiii în fața dumneavoastră. Aș vrea să-i ascultăm pe copii, după care o să spună și doamna profesor Maria câteva vorbe, părintele de asemenea, și spre final o să premiem toți copiii. Ridicați române cu fruntea din pământ și n-ați o rugăciune spre cer la Domnul Sfânt, să ne adunăm cu toții la bine și la greu, să fim la locul nostru lăsat de Dumnezeu. Nu ne mai lăsa, Doamne, să privegim prin lume. Vrem să muncim acasă pentru sfințita pâine, să ne adunăm cu toții la bine și la greu, să fim la locul nostru lăsat de Dumnezeu, să te slăvim, o Doamne, de Paști și de Crăciun, să fim Spirit de grâu, fii frumos.
Mântuitorului, pentru vrednici și mireni, spic de grândil la orbeni. Spic, cu spic să pași snopul, om cu om sfințăști locul. Fapta și cu gândul bun, pași omul bun român. Cu glasul și cu vioara, se dăm vesti în tătă țara. În orbeni, ihoră mari, haideți, frați, cu mic, cu mari, să ne adunăm tăt natul și să păzăm țării hatul. Să păzăm hotarul sfânt al românului pământ, îngrijit și somanat, să-i crească rodul bogat. Sigur de grâu din orbeni, nu crești în buruieni. Am făcut referire la Holda. Spicul înseamnă viață, spicul înseamnă pâine, spicul înseamnă Sfânta Împărtășanie, trupul și sângele Domnului. Suntem o echipă. Omul sfințește locul, spune și acest cântec, dar un singur om nu poate să facă mare lucru. Doar împreună putem să facem. Eu mă simt onorată că domnul primar a apelat la mine și consilierii locali pentru a-i ajuta în acest proiect extraordinar de frumos și m-aș bucura dacă în toată țara ar exista asemenea primari care încearcă să sape izvorul și să-l lase să țâșnească pentru a fi apă vie pentru toți oamenii și inclusiv pentru copii, mai ales pentru ei. Ei sunt viitorul nostru. De aceea am depus tot efortul și cu toată dragostea mea să le ofer acestor copii posibilitatea de a fi cunoscuți și nu numai ei, prin ei și dumneavoastră ca și comunitate. Festivalul Mucuri de Fluier s-a dorit a da copiilor o preocupare frumoasă în această perioadă în care pentru toți a fost foarte greu. Am făcut lecții cu ei pe Zoom, pe o platformă de socializare. Și cineva a fost foarte sceptic, a spus, cum să cânți cu ei pe Zoom? Dar o să învețe ei, o să reușească să primească informația așa ca atunci când este dată pe viu. Iată că s-a putut. Copiii au fost încântați, părinții de asemenea au fost bucuroși că ai lor copii au o preocupare. Am mai reușit să cântăm și cântările pascale chiar pe internet, în Vinerea Mare, la Prohodul Domnului, de Florii. Am fost împreună pe internet și de asemenea de Paște. Am cântat la Sfânta Înviere, tot așa în această formulă, dacă altfel nu s-a putut să fim împreună. Iată, acesta este un rezultat a ceea ce am făcut noi în această perioadă. La acest concurs au participat copii din toată țara, din toate zonele țării, 100 de copii au fost înscriși și soliști vocali, soliști instrumentiști și grupuri vocale, de asemenea din diaspora românească și din Republica Moldova am avut o concurentă. Iată rezultatele pe care domnul primar le va citi, iar eu să fac diplomele. Uitați-vă și dumneavoastră cât de frumoși sunt. Să începem cu Barbu Ioana Simona, care a primit în cadrul concursului Mucuri de Fluier mențiune, categoria peste 18 ani. Ea este la început, cum sunt de fapt majoritatea dintre ei, de a veni mai târziu în grup. Se vede evoluția lor în timp și în funcție de cum au participat la lecții. Da? Continuăm cu categoria 7-10 ani, premiul 3, Bândac Dragoș George. Vin în față, Dragoș. Să-i dăm și medalia. Da, Dragoș, vină după ce e de la doamna. Felicitări. Medalia. O să-i ajută-mă un pic. Mă rog. Felicitări și mult succes în continuare. Aplaudați! Categoria 14-18 ani. Premiul 3. Pascal Florina Cosmina. Felicitări și mult succes în continuare. Atât de bogat a fost greu, atât de bogat este cu de greu, că nu reușesc. Continuăm categoria 10-14 ani. Premiul 2. Pavel Denisa Mihaela. Frumos.
frumoși, talentați. Cu costume extraordinare. Și asta datorită doamnei profesor Maria Șaleanu. Da, mă trebuia să spuneți. Dar urmează, nu știu dacă v-am spus, am accesat un program, un proiect. Îi vom primi, deja am semnat contractul de finanțare, 5.000 de euro pentru dotare cu costume populare pentru membrii ansamblului Spic de Gru de la Orbe. Urmează, sper, cel mai scurt timp, într-o lună, două, să putem finaliza și acest proiect. Continuăm la categoria 10-14 ani, premiul 2, Teleoacă Andreea Teodora. Și mult succes. Vine tocmai de la Galația. Este, are rădăcini la noi, la Orben, la Scurta. Și tocmai de la Galația a venit. La Umbrărești. Da, mai exact de la Umbrărești. Am completat eu. Premiul 2, categoria 10-14 ani. Roman Dragoș Constantin. Felicitări și mult succes. Trofeul pentru solist vocal, categoria 7-10 ani, Lupescu Denis. Diploma de trofeu. Diploma de trofeu. Felicitări. Nu mai ai medalia, ai luat trofeul. Cea mai mare. Urmează și o medalie. Iar așa cum v-am spus la început, marele trofeu aparține grupului Spic de Grâu, care a fost excepțional în cadrul acestui concurs. A avut un mare succes acest cântec personalizat, da, e un pe care eu îl voi lăsa lui Zestre Comunei Orbeni și aș vrea să meargă, să se ducă așa din glas în glas spre nemurire. Și eu vi-l ofer dumneavoastră, domnule primar. Bravo! O să vă rog, e mare nevoie de rugăciune. Fără rugăciune n-am realizat nimic. Și fără efortul tuturor copiilor, al doamnei profesor, al părinților și al dumneavoastră părinților. Că altfel, dacă n-am fi avut sprijinul dumneavoastră, nu s-ar fi ajuns la o astfel de performanță. Grupul și-a început activitatea, dacă nu greșesc, în martie 2019. Și uitați-vă că suntem în 2020, în luna iulie. Și am fost nenumărate locuri la diverse concursuri. La început cu emoții, dacă ne aducem aminte, la Zănic Moldova, unde aveau îndoieli organizatorii de acolo, dacă să urcăm pe scenă, dacă nu, nu știau exact nivelul de pregătire al copiilor, dar să știți că am lăsat o impresie extraordinară. Anul ăsta, datorită faptului că pandemia încă își face prezența la noi, nu se mai organizează niciun astfel de concurs, deși eram invitați pe 19 iulie la festivalul de la Zănic Moldova. Știți bine că am fost și la Buzău, la un festival, Doar de cânt românesc. Am participat de 1 decembrie cu grupul la București de Ziua Națională, la emisiune la Realitatea TV. Grupul a fost prezent, după cum foarte bine știți, și la Favorit TV. Și toate la un loc, pot să vă spun... Urmează o surpriză. Urmează, e o surpriză pe care nu putem să o afișăm în momentul de față, dar cu siguranță o să aveți parte și o să vă bucurați atunci când o să ajungă la dumneavoastră. Acum continuăm cu premierea tuturor membrilor ai ansamblului Spic de Grâu. Și aș începe cu Pavel Denisa. Deci acestea sunt medaliile aferente trofeului... Deci pe lângă trofeul care l-au primit grup, acum fiecare membru primește câte o medalie. Roman Dragoș. Siguranță vă vor purta noroc că sunt binecuvântate de părințele, de-aia am și venit la biserică. Pascal Cosmina. Au ce bucat a fost rău anul ăsta. Dacă e sămânța bună la noi aici. Duhalmul Marina, din păcate, lipsește, dar am plăcerea să-i ofer bunicii. Unde-i bunica? Bunica. Da, se dați așa că da, se facă, nu, dați-i facă poză. Da, uitați aici să vă vadă și la camera. E meritul și dumneavoastră. Ai studentă de acum așa. Să pregătește și duce, era pe la București, încearcă să-și depună dosarul pentru facultate. Barbu Simona urmează. Codiță Florentina. Da,
palme, că numai eu mă aplaud, dar nu de lumea. Da, de palme. Asta înseamnă că e grupul unit, părinte. Corect. Dacă se unesc medalii dintre ele. Acum ar trebui să fim și noi. Bândac, George. Copii plin de talent. Și care muncesc foarte mult. De fără muncă nu s-ar vedea rezultatele. Se vede acolo unde se muncesc. Morarul Mădălina. Ce știu ce de greu sunt aici. Mai pot eu pune? Lupescu Denis. Parcă statuia libertate. Felicitări și mult succes în tot. Puiu Mariana. Sabău Denis. Mai ales când e singur acasă. Drâmbă Daria. Prea ai avut grijă de cultura din Gărdaria. Dăruța. Purcaru Alesia. Felicitiți copiii aceste cărticele, da? Da. Cu rugăciune. La următoarea întâlnire o să știi cuiva, așa, părinte, din ceea ce scrie în carte acolo, nu? Și eu am primit, și eu trebuie să vă. Pare Ioana. La tine-o conducura cu Pare Ioana. Un succes. Și micuții nu au fost. Pascal Carla. Trebuie să vă dau ceva din casă acum. În prima dată ce să fac, a spus să nu spun, dar trebuie să spun. La asemenea concursul se primește un singur trofeu, doar pentru grup. Și o diplomă, bineînțeles. Însă, i-am propus domnului primar, cum ceilalți care fac parte, de fapt, care alcătuiesc grupul, să nu primească nimic. Și atunci a primit, domnul primar a sponsorizat, să spunem așa, aceste medalii, care nu sunt ieftine, să știți, pentru cei 17 membri. Bravă, sunt foarte ieftine, comparate cu valoarea copiilor. Acum eu vreau să ofer o diplomă de excelență unei domnișoare care m-a ajutat foarte mult în acest proiect. Este vorba de domnișoara Ana Maria Bordă, care a fost mândră juriu. Și din partea companiei Cornariu îți ofer o cutie cu vin. Mulțumesc! Să știți că m-a ajutat foarte mult în calcularea mediilor finale, pentru că eu nu am pus o notă, notele le-au pus doar cei din juriu, iar eu a trebuit să supervizez cum ar veni. Am fost cumva la mijloc în toată treaba asta. Cred că cel mai frumos premiu ar trebui acordat părinților. Sigur că da, pentru că dacă nu erați dumneavoastră, n-ar fi fost frumusețile astea de copii acei. Mă bucur că am contribuit și eu la medaliile și la trofeile lor. Da. Vă doresc o vară frumoasă. Cred că vom lua un pic de vacanță, domnul primar. Da, o să încerc. Mulțumesc, părinte. Părinte, dar haideți să împărțim subinul acum. Doamne, este aici lângă noi. Bine. Încă o dată vă mulțumim tuturor. Vă doresc o dumneavoastră cât mai frumoasă. Ce s-a întâmplat aici? Iată ce lucru frumoase se întâmplă în Comuna Olbrin, pe toate planurile. Eu nu vreau neapărat să țin... Nu mi-a spus domnul primar să spune ce vreau să nu mai face zgomot, pentru că nu în toate comunele. Numai în comuna mea natală, în Deleș, de ce să mai face așa ceva, să știți. Reprezentant al Exclusiv TV, care ne este întotdeauna un prieten foarte apropiat și este prezent în tot timpul. Cu mult drag, cu mult drag. Mulțumesc. Mulțumim din suflet.